dimineața, a sosit cu trenul gară, Constantin trec la țară, într-un sat din Bărăgar. I-a zis mama Constantine, ține seama, la oraș sunt oameni care o să vrea să-ți ia din bani. Și ai de grijă cât mai bine, cât mai bine, Constantine, când ajungi la București, căci la oraș sunt oameni care vor să-ți ceară din parale. Fii atent să n-o pățești. În pieptarul de sub haina lui cea nouă are ascunși vreo mie două banii lui de început. Cu migală în școala profesională să înveți o meserie, să ajungă om făcut. Și ai de grijă cât mai bine, cât mai bine, Constantine, când ajungi la București, căci la ora sunt oameni care o să-ți ceară din parale. Fii atent să n-o pățești. Sus la cina, Constantin să bea o bere, banii lui îi dau putere să se simt un domnișor. Intră-n vorbă fără să cunoască frica cu distinsa Veronica și o roagă să ia loc. Și i-a zis mama, i-a zis mama, Constantine, ține seama, fetele de la oraș, cât or fi bune, or fi zâne, dar urma lor pustii rămâne. Fii atent să n-o pățești. Veronica, strângătoare ca furnica, vrea să se întoarcă acasă cu îmbrăcăminte aleasă. Dar înainte, pe la farmec vreau să stai, să-mi iei, dacă ții la mine, și un Elena Rubinstein. Ah, Constantine, Constantine, ce-a putut face din tine? Se duc și banii și norocul, s-a dus și școală și domnie, s-a dus tot ce putea să fie. Și vorba mamei reînvie, că ți-a zis mama, ți-a zis mama, Constantine, ține seama, fetele de la oraș, cât or fi bune, or fi zâne, dar urma lor pustiu rămâne. Fii atent să nu pățești.